La fiecare 15 secunde în lume o persoană moare din cauza noului coronavirus. În Republica Moldova am ajuns deja la peste 2300 de decese. Cu zi ce trece, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui înregistrează o creștere a numărului de solicitări pentru donarea plasmei convalescente, utilizată în tratamentul pacienților bolnavi de COVID-19, care se află în stare gravă, ori extrem de gravă. După ce a fost testat pozitiv în luna octombrie, Eugen s-a tratat la domiciliu timp de 10 zile, făcând o formă ușoară a bolii. A decis și el să facă o faptă bună pentru cei care încă nu s-au tratat de coronavirus. Ne-am mobilizat, toți am venit pentru a dona sânge, să salvăm vieți cei care sunt în o stare gravă, se află prin spitale. Știam că plasma este benefică pentru tratament. Cum am folosit de ocazie, că sunt în concediu și am venit să donez. Printre donatori am întâlnit și mai mulți angajați ai poliției de frontiere care s-au mobilizat în număr mare pentru a salva vieți. Părerea de rău, nu cunosc cum bolnavit, dar asta e. Bala vine de neașteptat, poate și pe drum și la serviciu. Foarte mulți colaboratori de-a noștri au venit să doneze sânge, plasmă, tot. Mulți au trecut prin asta, știu ce e asta. Șefa Centrul Național de Transfuzie a Sângelui susține că în ultima perioadă numărul persoanelor care vin să doneze sânge este în creștere. În mediu, în ultimele 7 zile se înregistrează o colectare a plasmei de covalescentă de circa 14 litri. Asta ar însemna că în mediu avem o prezență de 20 de donatori în toate punctele de colectare de plasmă. Aceste litri de plasmă ne permit a preparam în jurul la 90 de doze terapeutice. Mai apoi, aceste doze ajung în spitale, acolo unde sunt așteptate de pacienții bolnavi de COVID-19 cu forme grave și extrem de grave. O problemă care apare este că tratamentul pacienților depinde foarte mult de aparența de grup sanguin a bolnavilor. Plasma convalescentă conține anticorpi împotriva virusului SARS-CoV-2, care provoacă infecția COVID-19. Acum câteva zile, guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede că persoanele care vor dona plasmă convalescentă vor primi o indemnizație unică de 3.000 de lei. Astfel, executivul își propune să încurajeze pe cei care s-au tratat de noul coronavirus să doneze plasmă pentru pacienți în stare gravă. Pentru a intra în vigoare, inițiativa urmează să fie votată în Parlament.